pune la blender un măr mare, un morcov și o sfeclă roșie, 10 motive pentru a consuma această băutură inițial, această băutură a fost introdusă în medicina naturistă din China și a fost folosită pentru tratarea cancerului pulmonar și a altor boli, iar în prezent a câștigat mult atenție, grație proprietăților sale magice de care beneficiază atât corpul cât și creierul. Ingrediente necesare proporție egală de sfeclă roșie, mere și morcov, un tahar de apă, sau jumătate de pahar, o lingură de miere și sau zeamă de lămâie. Fără ale curățate în bucăți mici un măr mare, un morcov și o sfeclă roșie. Punem în blender sau stârcător, adăugăm apă rece și mixăm. Trecem amestecul gros printr-o strecurătoare și turnăm într-un pahar, adăugând o lingură de zeamă de lămâie și sau miere. Sucul se prepară și se bea zilnic, pe stomacul gol. Aceste ingrediente, folosite împreună, oferă un amestec puternic de vitamine, vitamina A, vitamine din complexul B, C, E, K și minerale, cutru, fier, calciu, potasiu, magneziu, fosfor, folat, zinc, sodiu, mangan, niacină. Fibrele și mineralele dietetice contribuie la îmbunătățirea funcțiilor corporale de bază și la întinărirea corpului și a organelor vitale. Consumat regulat, va îmbunătăți aspectul tenului, va elimina toxinele și substanțele chimice care provoacă acnee, puncte negre sau pete. 10 motive pentru a consuma această băutură. Întărește mușchii oculari, îmbunătățește vederea, stimulează creierul, ajută memoria, combate bolile comune, întărește organele interne, încetinește inflamația cancerului, ajută la pierderea în greutate, detoxifică corpul, tratează infecțiile gâtului, ameliorează durerile musculare, crampele menstruale, elimină respirația urât mirositoare așadar, consumați zilnic acest suc minunat. Multă sănătate și poftă mare! Abonați-vă să rămâneți la curent cu noutățile, apreciați materialul și distribuiți canalul.